O să schimbăm valva. De ce schimbăm valva? Datorită faptului că schimbăm anvelopă nouă, o să fie nevoie de schimbat valva din cauza să evităm orice problemă pe viitor. Ea se taie. O să dăm cu soluție de etanșare, să dăm pe jantă, să se umfle și să se aseze cât mai bine posibil jantă, anvelopa. Așadar dăm și la jantă să etanșeze valva cât mai bine. Valva are același rol ca și anvelopa. Cu această cheie specială. Putem pune chiar o cheie de valvă? Arată-ne valvă, arată-ne la asta e o valvă care se pune la orice roată. E universal. Numai că ea e cromată, are o protecție să nu se răscoacă mai repede. Ține mai mult. Gata, atât de simplu. Asta e valva, da? Se montează acum anvelopa. Se dă o soluție de etanșat pe anvelopă. Presiunea o vom face cu azot. Menține foarte mult presiunea, reduce riscul de explozii la rulaj. Și nu-și modifică volumul. Rămâne constant. Băgăm o presiune mai mare la început, montând anvelopă nouă, pentru a se așeza mult mai bine pe jantă. După care o să-i dăm drumul, să rămână la presiunea. Acum, după ce am umflat roata, o să o punem la aparatul de echilibrat. Băgăm conul de prindere. Fixăm roata pe aparatul, pe axul de echilibrat. O să luăm datele roții. Am luat datele și diametru și lățimea agenții. Și acum o să dăm drumul la echilibrat. Acum îmi cere 35 de grame la interior, 20 la exterior. Greutăți suplimentare pe care? Contra greutății, plumbi ecologici care îi folosim noi, acești plumbi ăștia sunt. Sunt plumbi de zinc ecologici. Acum, înainte de a echilibra și a lipi plumbii pe jantă, avem un aparat, un dispozitiv special pentru curățarea adezivului vechi, pentru a se lipi cei noi. Acum o să lipim plumbii acolo unde e nevoie. După care îi dăm drumul în Luxemburg. Am terminat toate operațiunile de făcut al roților, le-am echilibrat, le vom pune pe mașină. Luăm pistolul de strâns și desfăcut pneumatic și apropiem prezoanele. Acum o să reglăm cheia dinamometrică profesională și o să strângem și la 120 de newton. Cheia dinamometrică noi o folosim la strângerea prezoanelor măsurat, pentru că la desfacere
e mult mai ușor și e măsurat. Atunci când vrei să desfaci prezonul, desfaci mult mai ușor. E strâns reglat cu cheia dinamometrică. Ce se întâmplă atunci când o strângi de capul tău cu alții? Riști să nu-l mai desfaci, pentru că prezonul, practic, el se strânge. La mers, el mult se mai strânge. Și atunci, dacă el e strâns la voia întâmplării, nu riști să nu-l mai desfaci. Și atunci se rup, atunci se apar foarte multe probleme. Ați avut probleme cu prezoane blocate? Plecate de la noi, nu. Venind din alte părți, de la alte... Poate și clientul a strâns, a făcut pană, a strâns-o la voia întâmplării cu cheia manuală și n-am putut să-l mai desfac. Ce se întâmplă? Se rupe. Se sticuiește. Acesta e antifurtul. În general, la antifurturi se întâmplă că antifurtul strânge la voia întâmplării, de aceea el... Cu alte cuvinte, ar trebui lăsat un pic mai slab, că e mult mai ușor de desfăcut.